să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securici. Dai un ban, da. Trebuie să supraveghezi ca să iasă ceva frumos. Măi, băiatule, băiatule, întinde ca lumea aurul pe toată cupola, te rog frumos. Ia uite și tu dincoace, măi, măi, vezi că ai ratat un petec de tablă acolo. Întinde aurul ca lumea peste tot, te rog frumos, da? Și hai, un strat mai gros, mai dai 4, 5, 6 mâini, da? Să fie stratul gros ca lumea. Păi ce e aici, sărăcie, mă, băieți? Extraordinar. Ia uite-o. Alo! Alo, băiete, grijă cu acel înger. E plin cu diamante, știi cât am dat pe el? Doamne, vreo 10 milioane de euro a fost. Te rog eu foarte mult. Și vezi să nu-l scapi, da, aripile de formă, nu zboară dacă-l scapi. Vă place, sfinția ta? Îmi place, dar nu prea. Cum adică? Nu e așa cum ați spus că ați vrea să fie? Noi am făcut-o exact cum ați zis, că o biserică mică dintre blocuri, doar că mare, 2000 de ori mai mare, să se vadă și de pe lună dacă prins Trinitas. Da, să zicem că e așa cum am zis eu, sau mă rog o să fie, dar nu-s deloc prea fericit cu stadiul lucrărilor. Nu, văd că tot nu e gata, tot nu... Păi atât s-a putut, sfințenia ta. A fost și vremea asta cum a fost, asta vară a fost prea cald, acum e prea frig. Prin septembrie a plouat, în octombrie a răcit muncitorii aia, când era să o terminăm? Nu mă interesează. Eu v-am dat bani ca să fie gata. De ce nu e gata? Am cerut prea mult? O catedrală am vrut și eu, una singură. Ce făceai dacă își ceream un cartier întreg de catedrale, așa cu catedrale de o parte și de alta a drumului, cum visez eu, aliniate frumos și în centru, cu un mall de catedrale unde găsești 5-6 catedrale pe etaj, plus un cinematograf multiplex unde să poată oamenii să se uite la înregistrarea slujbelor și să mănânce popcorn? Păi în cât timp îmi făceai toate astea? Într-o mie de ani ne apucă judecata de apoi. N-ai cu cine, domne, n-ai. De nimic nu sunteți în stare. Păi de-aia nu s-a mai terminat nici turnul Babel, din cauza unora ca voi. Acum să știți că nu, chiar nu ține de noi. Dar de cine? De cine ține? De mine? Zic că oricum am trafaletul la mine. Dacă vrei, dau și eu un strat cu de vopsea, de aur, de... Vă plătesc degeaba. Am venit să sfințesc catedrala și n-am ce. Cine m-o fi pus pe mine să mă încurc cu niște constructori? Mai bine îmi luam una de-a gata. Ce crezi, că nu-mi permit? Dacă vreau, cumpăr și Notre-Dame-ul din Paris, mă, da? Am zis să fiu patriot, să mai dau de muncă la niște oameni, să pompez bani în economia locală. Păi, să știți că ați făcut chiar foarte bine, chiar voiam, da, să vă spun. Da, și degeaba. Fii atent că nu-ți mai dau niciun contract. Niciun. Știi proiectele de care ți-am spus și când am stat noi seara împreună, singuri, și ți-am povestit? Nimic. Te-ai lins pe bot. Nu mai vezi nimic de la mine. Vă rog eu, vă rog eu. Măcar piramide aia lăsați-mi. Vă rog eu frumos, la piramide chiar mă pricep, v-am și spus, vă jur. Nici nu vreau să aud. Tu să te duci direct la munca de jos, la construit spitale. Nu la spitale, vă rog, nu vreau să fac spitale, că pentru asta nu e comandă în țară, n-ați văzut niciun spital. Nu știu, nu mă interesează. Trebuia să te gândești la mai bine atunci când nu mi-ai terminat catedrala la timp. Păi unde te trezești tu aici? La metroul din drumul Taberei, domnule? La autostrada Comarnic-Brașov? Ce vrei să sfințesc eu acum dacă nu e gata catedrala? Păi puteți să o sfințiți așa. Cum așa? Neterminată. Ăsta ar fi farmecul ei, știți? Cum e turnul din Pisa înclinat, așa să fie catedrala asta neterminată și făcută pe genunchi. Dacă stați un pic și vă gândiți, e mai potrivit așa, mai românește, știți? Altfel, dacă e catedrala gata în timp, în tot haosa din țară, prea bate la ochi. N-ați văzut? Oamenii nu-s proști, domne, se prind că ceva nu e în regulă. De-aia nici noi și la referendum, n-ați văzut? Zici tu? Da, da, e mai bine așa. Avem și un nume care ar merge la fix. O să-i spunem Catedrala Mântuielii Neamului. Mă, nu zici rău. Păi dacă o inaugurez acum, când nu e terminată, pot să o mai inaugurez odată
și când e gata. Știi ce înseamnă asta, băiete? Profit dublu. Vedeți? Da, da, da. Îmi place asta, bravo. Asta cu Catedrala Mântuielii Neamului. O sfințesc chiar azi, după ce punoști aurul pe toată cupola. Eu zic în jumătate de oră gata. Băi, băieți, da. Ne mișcăm și noi mai cu talent. Hai că v-a prefericitul să sfințească. Nu, nu, nu vreau să vă sfințească și pe voi, bă, că apoi cereți mărire de salariu. Hai, mai cu spor, hai. Vă propun acum să vedem un pic cum e treaba cu banii noștri, care devin de fapt banii lor. PSD a venit cu două mari șmecherii: Fondul Suveran de Investiții și Companiile Primăriei București. Cu alte cuvinte, domne, să fie statul proprietar, să avem și noi averea noastră, poporul adică. Păi mă băieți, poporul a avut toate aceste lucruri, ba a avut mult mai multe, dar ne-a zis că statul e prost administrator și trebuie vândute. A? Prin Fondul Suveran de Investiții, guvernul vrea să financeze diferite companii, de la unele nou înființate până la cele de importanță strategică din industrie și energie. Totodată sunt vizate investiții în infrastructură, IT și în zonele slab dezvoltate. În România, să știți, se petrece un experiment de o stupizenie rar întâlnită în istoria universului. PSD și ALDE s-au gândit să adune firmele cu capital de stat sub o singură umbrelă. Ideea e că în acest fond suveran există firme foarte profitabile, ca Hidroelectrica, dar și companii precum CFR, care îți daună totală. Care-i șmecheria? Uite, vă dau un exemplu. Norvegia are un astfel de fond. Știți ce conține? Banii pe care Norvegia i-a scos din gaze și petrol. Au băgat banii în fondul ăsta și au ajuns, atenție, la un profit de peste 130 de miliarde de euro. Da, ați auzit bine. Profit de peste 130 de miliarde de euro anul trecut. Dar Norvegia nu doar că a făcut asta cu banii pe care îi avea în plus, dar nici n-are un PSD la putere, adică... Noi credem că este un cadru care elimină orice risc pentru societățile comerciale care vor intra în cadrul acestui fond și de asemenea o ordonanță care să creeze condițiile pentru ca un fond suveran de dezvoltare și investiții în România să contribuie într-un mod serios la dezvoltarea acestei țări. La noi însă, pur și simplu, statul PSD-ist face o instituție. Adică se pune pe angajat oameni și pe spart bani pentru salarii. Știți cât se bagă în primul an în România în acest fond? 200 de milioane. Puh, la fix livache bani de campanie, tăticu. La fel face și Madame Firea în București. S-au înființat 22 de companii ale primăriei. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă foarte mulți bani sparți pe salarii. Înseamnă amici, prieteni, înseamnă slugi angajate în posturi cheie, înseamnă contracte și bani, tată. Foarte mulți bani. Mă rog, jucăria asta a doamnei s-a cam stricat, pentru că justiția tocmai a zis că e ilegală decizia de constituire a acestor companii. Da, da, asta după ce ele s-au făcut, au fost angajați oameni, s-au spart o grămadă de bani, e ilegală. Cine răspunde? Tata mare! Curtea de apel București a decis că toate cele 22 de companii ale primăriei București au fost înființate ilegal. Un verdict definitiv dat după o sesizare a USR. Bine, Firea zice acum că a picat doar hotărârea de Consiliu, dar firmele merg înainte. O aberație. E ca și cum ai spune că s-au fraudat alegerile prezidențiale, dar președintele rămâne președinte. Marș, mă! E foarte amuzant cum se joacă oamenii ăștia cu mințile și cu viețile noastre. După 89 au vândut tot pe mai nimic și au luat șpăgi, oamenii au rămas pe drumuri, fără locuri de muncă. E acum, li s-a făcut de niște instituții unde prietenii lor să frece menta pe foarte mulți bani. Așa că, hai mă să deschidem companii de construcții, de orice. Chiar, Nea Livache, știi care mai era firmă de construcții și a fost privatizată? Tel Drumbre, da! Bani, fraților, bani! Cum să iei bani de la buget și să-i bagi în buzunar? Despre asta e toată politica românească a ultimilor 30 de ani.
Ia zic, mă, caporal, să vede ceva? Să trăiți, să vede, să vede, să vede o cetățeancă civilă. Vârsta aproximativă cam așa la 28 de ani. Constituție sportivă se schimbă la geam. Bă, bă, lasă cetățencele civile, mă, te întreb dacă se văd trupe străine, unde, dacă ne invadează rușii, mă, nebunul naibii, dacă ne atacă cum i-au atacat pe ucraineni. Să trăiți, nu se văd rușii în apartamentul cetățencei, să, nu, nu. Ia, mă, dă ăla în coa, mă, că numai la, bă, numai la prostii stă mintea aia, mă, dă binocul în coa, e țara în pericol și tu, au să-ți fie rușine, extraordinar. Ai făcut de râs armata română în anul centenarului, mă, idiotule, cu rușii călare pe noi la graniță, tu te uiți la... Ești mulțumit de ce ai făcut? Zi, ești mândru? Îmi cer iertare, domn colonel, n-o să se mai repete. Păi fii sigur că nu se mai repetă, mă, băiatule. Altfel ajuns să speli latrine cu periuța de dinți. Doamne, ia. Mamă! Ho, ho, ho! Ce teatru de război, domne! Ce linie a frontului! Vai! Ce masare de trupe. Unde? N-ai tu treabă, mă, caporal. Mai bine mi-ai repetat care-i planul nostru dacă ne atacă rușii. Care-i planul? Să trăiți, planul nostru e că ne batem cu rușii. Cum să ne batem, mă, cu rușii, mă? Mă, tu nu ești sănătos la cap, serios? Păi de că... Tu ai văzut ce armată au rușii, mă? Cum să ne batem, mă, cu ei? Bă, ea bagă tankurile peste noi, trimit migurile, n-avem... Noi n-avem cum să ne batem cu ei, mă, vrei să-i enervăm, să vină să ne ia la palme? Doamne, stai cu minte în bancata, mă, băiatule, mă. Să trăiți, dar ne ajută și NATO, nu? Cine ajută, mă, NATO? Cine, mă, NATO? Doamne, bagă-ți, mă, mințile. Bă, soldat, bă, da, ești, mă, caporal, mă, n-am văzut așa. Nu ne ajută, bă, niciun NATO. Crezi tu că lui NATO iar de noi, mă, când ai auzit-o vreodată de NATO să vină să te ajute? Ha! Mai ales în partea asta de lume. Te-a ajutat pe tine NATO vreodată să schimbi o roată la mașină, mă? Nu. Păi, vezi, te-a ajutat pe tine NATO să tai porcul de Crăciun? Nu. Păi, nu. Deci uită de NATO, da? Suntem pe cont propriu. Noi și codru verde. Atunci, domn colonel, trăiți, planul nostru e să nu ne batem cu rușii. Eu îți mă la asta ce zici. Pe cum să nu ne batem, mă, cu rușii? Doamne, maica, adică ce are dacă ne batem și noi cu rușii? Ne e frică? Suntem lași? Sau care-i treaba? Extraordinar, mă. Ce ai vrea să facem, băi, caporal? Să vină rușii la ușă și să-i lăsăm să reducă unde vor ei, nu? În an centenară, ne batem cu rușii. Păi, dar mai devreme a zis că nu trebuie să ne batem cu rușii. N-am zis, mă, că nu trebuie să ne batem deloc, așa. Ne batem și noi cât putem, îi lucrăm pe psihic, înțelegi? Mai o îmbrânceală, mai așa, un umăr la umăr cu ei, mai... Știi, ne uităm urât, băi, la modul, care-i treaba, băi, rușilor? La ce vă uitați, băi? Băi, vreți scandal, mă? Înțelegi, măscărel de-astea? Ne înfoiem așa la ei și după aia ne retragem. Îi mai înjurăm nițel de mamă, ne mai retragem puțin. Le mai dăm un scuipat, ne mai retragem puțin. Asta e, bă, caporal, metoda tradițională de la daci. Plus că ne mai ajută și NATO. Tocmai a zis că nu ne ajută NATO. Da, mă, nu ne ajută direct, mă, dar ne ține spatele acolo, păi, da. De exemplu, mergem la ruși și le zicem, băi, fraierilor, voi ați auzit de NATO, băi, bă, voi știți ce poate să facă NATO, înțelegi? Băi, NATO știe unde locuiți, băi! Și bineînțeles, mai e și planul C. Care-i planul C? Planul C... E că ne vedem de treaba noastră și îi lăsăm pe ruși să se bată cu NATO. Vorba aia, avem atâtea lucruri în comun, mă, noi cu rușii. Păi da, noi am avut un tezaur, ei ni l-au luat. Ce rost are să ne dușmănim acum? Și oricum NATO se descurcă, bă, și fără noi. Se descurcă? Păi categoric, ce vorbești? La echiparea noastră și la ce resurse avem, mai mult riscăm să încurcăm pe oamenii ăștia. Mai cade dracu, un mic de la 21 peste ei, își mai strică și tancurile pe drumurile noastre. N-are, bă, niciun rost să ne băgăm, spun eu, se descurcă ei. Plus că e și an centenar, mă, avem și noi peste câteva zile parada aia de făcut, avem alte planuri. Ar fi și aiurea să anulăm tot în ultima clipă, n-ai. Păi și atunci ce facem, domn colonel?
Și atunci, caporal, ne vedem de ale noastre. Ține tu binoclul ăsta cât mă duc eu să o scot la o cafea pe cetățeanca aia civilă. Dar nu-i corect, domn colonel, eu am văzut-o primul. Bă, știi vorba aia, ochii văd, inima cere și prostul rabdă. Hai noroc, te-am bubat! Ia să-mi spuneți voi acum dacă n-o să vă fie dor de Olguța la muncă. Bă, dar fiți sinceri. Că știm cum se atașează oamenii de călăul lor. A? Cum intra ea prin telefon la televiziuni, dădea cu ușile de pereți precum cowboy aia din vestul sălbatic și zbiera: băi, care dezinformezi populația la ora de maximă audiență. Cine mai spune că nu sunt bani destui pentru pensii are de-a face cu mine. Eu chiar mă speriam, serios, mi se făcea inima cât un purice. Aolo, iar vine asta, iar începe să ne calculeze, iar începe să pună în funcțiune trompeta pe turbo despre Iohannis și liberali. Aveam emoții, vorba aia, ca la chimie, când răsfoia profa catalogul. Și ziceam, nu pe mine, Doamne, nu pe mine, Doamne. Exact cum se calculează, sunt acele două condiții cumulative, vechime minimă și vârsta standard de pensionare. De exemplu, pentru bărbații acum născuți după anul 1950, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani. Dacă am plinit 65 de ani și are vechimea minimă de 15 ani... Ce e asta? Te rog eu frumos, se vede amatorismul. Păi despre ce vorbim? Na. El este Marius Budăi, noul ministru al muncii. Băi, băiatule, nu uita că ești ministrul muncii și justiției sociale, amărâtule. Adică tu faci justiție socială, băi, tu împarți bani, dar și dreptate. Olguța era această zeiță a dreptății îmbrăcată din târg de la chinezi, dar părea așa tocmai pentru că era cu poporul, bă, că și poporul tot chinezării poartă. Și apoi, ai făcut, mă, băiatule, măcar o zi de arest în viața ta? O mai țineți minte pe Olguța? Băi, băiatule, doar ce venise de la Craiova, mâncaia și tupeul ei, avea șenile de-alea să iasă din noroaie, sadomaso motorizată cu jante de inox, asta era Olguța. Nu, e foarte, foarte dezamăgitor băiatul ăsta nou de la muncă. N-am văzut, mă, să excite și el puțin pe pensionari, cum făcea doamna Olguța. Cum îi lua cu de-alea de cartier pe pensionari. Vă dau, vă fac, vă drec, vă îngrop în bani. Ministerul manelismului era la Olguța. După care venea cu câte o lege și enerva pe toată lumea, de la sindicate la patronate și înapoi. Femeie, am glumit, da? Mai bine că te-ai dus. Și nu doar că s-a dus, dar s-a și rătăcit pe drum. Da, mergea ea liniștit așa spre Ministerul Dezvoltării, dar se pare că a pierdut cărarea. Da, ca scufița roșie, ce să... Vezi să nu dai de lup, dragă. Aoleu. Aoleu. Hai de mine, cât de lungă e coada asta. O, vai, ce de lume. Ce e aici, mă, zici că se mai inaugurează odată catedrala, nu alta? Cred că de-aia îi zice sărbătoarea centenarului, că stai la coadă la fasole cu ciolan 100 de ani. Mă, și am crezut că ajung mai repede în față dacă mă pun la coadă cu 3 zile înainte. Dar de unde? Vă că au venit deja o mulțime de fomiști înaintea mea. Uitați-vă și voi cum s-au adunat aici în fața cazanului cu fasole. Bă, respectați, bă, vechimea. Voi știți cine sunt eu? Da, mă, ce te uiți așa? Păi eu de 25 de ani vin la fasole cu ciolan, bă, de 1 decembrie. Unii dintre voi nici nu erați născuți când am început eu să mănânc fasole cu ciolan de ziua națională. Sunt expert, bă, în mâncarea asta. Pot să-mi dau doctoratul. Dar nu mai e domnul Găbiță Oprea să-mi coordoneze lucrarea, vai. Ce mese făcea și Nea Găbiță la partidul ăla lui. Ce să mă, n-ai cu cine. Uite, de-aia nu sunt în stare de nimic românii, pentru că nu știu să recunoască valoarea. Păi eu,
Eu sunt specialist de talie mondială în materie de fentat mese. Pot să fentez și 3 mese pe zi dacă îmi pun mintea. Mai o promoție, mai o pomană, mai o vizită la neamuri și gata. M-am rezolvat cu mâncarea. Nu mai trebuie să-mi cumpăr eu nimic. Păi ia gândiți-vă puțin. Avem așa, zilele orașului, zilele primarului, astea, festivalul berii, festivalul recoltei, festivalul țuicii, că e de ăsta și la noi, târgul de Crăciun, mititei de 1 mai, fasolea de 1 decembrie, eu zic că sunt asigurat cu mesele. Nici nu mai trebuie să-mi fac de mâncare acasă. M-am bătut degeaba cu 6 inci pentru tigaia aia când s-a deschis supermarketul din cartier. Doamne, da, așa-mi trebuie, bă, dacă nu știu să mă orientez, ar fi trebuit să-mi dau seama că ăsta-i viitor. Fentatul de mese. Nu vă supărați. Aici se stă la coadă pentru fasole. Fasolea cu ciolan? Da, da, aia gratis de ziua națională. Bă, așa ceva nu găsește aici. Dacă tu vrei fasole gratis, ai greșit coada, coane. Păi, dar ce asta care se dă aici pe bani? Cât costă? 10 lei? 20 de lei? Mai mult, mai mult. Mai mult de 20 de lei? Păi e nasol. Eu mai mult de 20 de lei n-am la mine. Și nici pe ăștia nu voiam să-i dau pe mâncare. Bine, acum e aș da că mi s-a făcut poftă, dar eu speram să-mi ajungă toată săptămâna. Stai tu fără grijă, coane, că nu mai trebuie să dai niciun ban acum. Fasolea cu ciolan, ai plătit-o deja. Am plătit-o cu toții, da. Și crede-mă că a costat o grămadă. A costat spitale, autostrăzi, școli, metrou, șosea de centură. Păi nici la cele mai scumpe și mai luxoase hoteluri din Paris nu găsești fasolea la fel de scumpă ca aici la noi. Tu zici că e plătită. Oho, cu vârf și îndesat e plătită. E plătită din buzunarele noastre, cu viitorul nostru și al copiilor noștri. Uite, dacă o să treci vreodată pe lângă Țiriac sau pe lângă Gigi Becali, poți să strigi: băi, 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 săracilor, bă, voi știți de unde mănânc eu? De acolo de unde porția de fasole sau de mititei e mai scumpă decât tot meniul unui restaurant de lux unde o ardeți voi toată ziua. Hai, jucați-o pe asta. Nu înțeleg de ce e atât de scumpă. E fasole de aur sau ce? Haide, domne, e de aur. E scumpă pentru că suntem noi fraieri. E scumpă pentru că ne închid gura cu fasolea asta, înțelegi? Să-i votăm tot pe ei și să nu facă după aia nimic. Păi, stai așa că nu înțeleg, dar nu se poate să mâncăm fasolea, da? Și să votăm tot cum vrem noi? Cum adică? Păi, adică mănânci acum fasole cu ciolan de la ei, da? Votezi pe ceilalți. Da? Nu, nu poți. Nu poți, că și ceilalți dau tot fasole cu ciolan. Nu vezi, n-avem nicio scăpare cu ani. Oricum ai dau, tot votez cu unii care dau fasole cu ciolan. Păi tu credeai că e simplu, bă, nu e, bă, deloc simplu. Păi după ce luăm porția cu fasole de aici, mergem toți încolonați spre celălalt cazan cu mâncare al opoziției. Mergem așa frumos pe sub arcul de triumf, ca la paradă. Ești nou pe aici, nu-i așa? Da. Să vede, după față, după haine, după... Ce să zic? Bine ai venit în brigada noastră de muritori de foame. Ia uite, hai că începe să înainteze coada. Hai și noi în pas de defilare, da? După mine că știu drumul. Hai, drept, drept, stâng, drept,